Hello, hello! Bine veniți sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru sâmbătă 8 mai. Hai să vedem pentru această zi de sâmbătă 8 mai, în care avem parte de cuadratura dintre Venus și Jupiter, o conversație tensionată între micul și marele benefic și totodată ultima zi în care planeta Venus se află exaltată în domiciliul său, în zodia Taurului, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant! În primul rând, aici, pe partea de dragoste, avem asul de materiale, asul de monede, un nou început plin de stabilitate. Pentru cei care o să începeți astăzi o relație nouă, fie că începeți o relație cu cineva nou sau reîncepeți o relație cu cineva din trecut. Asul de monede ne indică că acest nou început va fi unul foarte stabil. Nu vă așteptați ca lucrurile să se miște foarte rapid, pentru că monedele, materialele în general, ne vorbesc despre o energie mai letargică, mai înceată, mai greoaie, dar în același timp ne vorbesc despre energie foarte stabilă. Aici puteți să fiți siguri că partenerul sau partenera voastră e o persoană de încredere pe care vă puteți baza, e o persoană care o să fie tot timpul acolo alături de voi, care o să vă sară în ajutor atunci când aveți nevoie, dar nu vă așteptați că gata, în 2-3 săptămâni vă mutați împreună, peste o lună vă logodiți și peste 6 luni sunteți deja căsătoriți. Nu, aici lucrurile se fac cu cap, se fac calculat, aici lucrurile se fac cu timp, toate la timpul lor. În același timp, asul de materiale ne vorbește și despre abundență financiară. Prin urmare, e posibil ca aici partenerul sau partenera voastră să fie o persoană cu un statut financiar mai ridicat decât al vostru sau cel puțin cu un potențial foarte bun în această direcție. Pentru că asul de monede ne vorbește despre începuturi, despre inițieri, despre lucruri care de-abia acum se sădesc și care o să crească în ceva foarte frumos, foarte stabil, foarte bogat, foarte abundent în viitor. Relațiile începute sub această energie vor fi binecuvântate și cu stabilitate financiară, și cu mulți copii, și cu o casă foarte frumoasă, cu o căsnicie foarte echilibrată, cu o viață foarte stabilă. Prin urmare, dacă asta vă doriți, dacă ăsta este țelul vostru, dacă asta este aspirația voastră, profitați de energia acestei zile și acceptați această ofertă, acest nou început care vine către voi astăzi. Pentru o mică parte dintre voi, fiindcă aici aceste două cărți sunt oarecum legate între ele, văd posibilitatea să începeți o relație cu cineva de la locul de muncă. Fie că e vorba de un coleg sau o colegă, de un client sau de un furnizor. Aici această întrepătrundere a emoțiilor și a banilor, a aspectelor financiare și emoționale este foarte clar exprimată prin cărțile care au ieșit în această zi. Cum se aplică asta pentru voi? Doar voi știți. În orice caz, ambele cărți sunt foarte pozitive, sunt foarte benefice și v-aș îndemna să nu vă fie frică de această întrepătrundere între viața personală și viața profesională, pentru că lucrurile par să meargă într-o direcție foarte pozitivă pentru voi. Pe partea de sănătate, avem aici Arcana Majoră Eremitul, cartea care în tarot ne vorbește despre zodia Fecioarei. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca astăzi să se declanșeze niște probleme gastrice, probleme cu stomacul, cu intestinele, prin urmare aveți grijă la ce mâncați, cât mâncați și cum consumați alimentele și băuturile în această zi. V-aș recomanda să stați departe de băuturi carbogazoase, de băuturi cu mult zahăr și de alimente irritante. Încercați să nu consumați astăzi roșii, ardei, castraveți, vinete, dovlecei. Chiar dacă pare ciudat, toate aceste legume care au sâmburi, semințe foarte mici la interior, sunt iritante oarecum pentru
sistemul gastrointestinal și s-ar putea să vă dea puțin peste cap stomacul astăzi. Ca și aliment profilactic, puteți să încercați să beți un iaurt, un kefir, lucruri care să vă ajute flora intestinală și care să vă protejeze stomacul. În general, stați departe astăzi și de dulciuri, de alimente prea sărate, prea unse, de alimente prăjite. Încercați să mâncați mai natural, pentru că aici, cu această carte, cu eremitul, toate problemele astea de stomac sunt foarte, foarte posibile. E un risc foarte mare aici astăzi să vă dați peste cap stomacul. Dacă consumați fructe sau legume, bineînțeles, asigurați-vă că le spălați bine, că le curățați de coajă dacă este necesar. Și, în general, încercați să adoptați un stil de viață mai natural, mai minimalist, pentru că eremitul și de asta ne vorbește, despre minimalism, despre a minimiza stresul, problemele și factorii de risc din viața noastră. Pentru aceia dintre voi care aveți deja niște probleme cronice de sănătate care s-au declanșat în trecut în viața voastră, eremitul vorbește despre un moment de introspecție. Este momentul să faceți un pas în spate și să vă analizați atent tot traseul vieții voastre care v-a adus aici în acest moment. Pentru că astăzi, sub energia acestei zile, sub influența acestei arcane majore, aveți foarte mari șanse să aveți un moment de autodescoperire interioară și să vă vindecați de la interior către exterior. O temă interesantă de gândire. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem o altă arcană majoră aici, este vorba de împărăteasa. Cartea care în tarot este strâns legată de planeta Venus. Și vedem că astăzi Venus face un aspect planetar important, o conversație de quadratură cu Jupiter. Cei doi benefici, micul și marele benefic, sunt într-o conversație tensionată, care pe de o parte s-ar putea să ne facă mai negativiști decât de obicei, dar pe de altă parte s-ar putea să ne și motiveze să acționăm, să facem ceva ca să beneficiem la maxim de promisiunile celor două planete. Și sub energia acestei cărți de împărăteasă, sub energia acestei arcane majore, astăzi este foarte important să vă puneți și creativitatea la contribuție. Și dacă aveți un proiect, ceva, o pasiune a inimii voastre, astăzi este momentul ideal să puneți în practică acest proiect, să dați drumul la această idee pe care o aveți deja de ceva timp, nu mai stați pe gânduri, acționați sub impulsul acestei quadraturi între Venus și Jupiter, mai ales că astăzi, sâmbătă, 8 mai, este ultima zi în care Venus se mai află în zodia Taur, în domiciliul său. De mâine va trece în zodia Gemeni, unde nu se simte la fel de bine ca în Taur. Prin urmare, profitați de energia astrală, profitați de energia cărții de tarot și începeți astăzi orice afacere, orice proiect care vă stă așa pe inimă, care este atât o pasiune cât și o posibilitate de a face niște bănuți în plus pentru voi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi. Hai să vedem mesajul zilei pentru sâmbătă 8 mai. Îmi place să fiu eu. Nu mă mai judec sau critic. Sunt liber să iubesc ceea ce sunt eu. Un mesaj foarte frumos care vine și completează această energie. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!